Departamentul de limbă și literatură română din cadrul Facultății de Filozofie din Novi Sad este cea de-a 28-a instituție de învățământ în limba română care a beneficiat de realizarea proiectului Modernizarea învățământului românesc din Serbia, primind o tablă interactivă, un laptop și un retroproiector. Mulțumim foarte mult Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia, care a, prin binevoința lor și prin efortul lor, au realizat acest proiect. Donația este, din punctul nostru de vedere, mai mult un dar decât o donație în sine, pentru această unitate educațională care a sprijinit în formarea unor elite culturale și științifice deosebite cu care ne mândrim. Am scris încă un proiect prin care vor mai fi ajutate 4 școli românești în cazul în care va trece. Vom vedea, așteptăm rezultatele și vom vedea în ce fază va fi, dacă vom reuși până la sfârșitul anului, ca să putem să dotăm și aceste. Prin realizarea acestui proiect, colaborarea nu se oprește aici. Am primit mărturie că Guvernul României intenționează și pe mai departe să acorde sprijin prin diferite proiecte, contribuind la promovarea manifestării și, în același timp, prezervării cunoștințelor de limba română în rândul românilor din Serbia.